Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București propune o altă perspectivă. TNB TV. A fi angajat la Teatrul Național pentru mine înseamnă a face parte dintr-un colectiv în care eu cred foarte mult. Fiind atât de mare diversitatea de săli, fiind atât de solicitant într-un mod diferit să joci la o sală de 150 de locuri, cum este sala Atelier, sau să joci la sala mare, care are 900 de locuri, sau să joci la amfiteatru, în aer liber. Mi se pare că pentru actori este aproape o binecuvântare, adică unde mai vezi așa ceva? Actoria adevărată, habar n-am ce înseamnă. E foarte greu de răspuns la această întrebare. Teatrul adevărat, ce înseamnă? Ce înseamnă actoria adevărată? Atunci când ești sincer cu tine, devii sincer și cu ceilalți. Când începi să te minți, începi să minți și în stânga și în dreapta. Când începi să ai impresia că ești altul decât ești, este nenorocire. Teatrul se face cu plăcere, cu emoție și cu afectul foarte deschis. Teatru nu poți să faci teatru încruntat și mie îmi place la repetiții să mai spun o glumă, să fie o atmosferă destinsă și pentru că oamenii când sunt destinși cred că sunt buni. Când ești încrâncenat, răul apare așa ca uleiul deasupra și nu-mi place. Ce pot să vă spun este că sunt foarte atent cu pregătirea mea sufletească în momentul în care am spectacol, da. Sigur că ne rugăm la Dumnezeu tot timpul, pentru că noi lucrăm cu partea cea mai sensibilă din noi, sufletul. Și dacă nu ești puțin pe verticală, sau dacă nu te strădui să fii puțin pe verticală, nu ai cum să faci față. Corpul ăsta este pământ. Și sigur că ne rugăm tot timpul lui Dumnezeu că nădăjduim să fim ocrotiți. Dar și știi cum e vorba aia? Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Dar și grija față de tot ceea ce face sens și face buna menire și întâlnire cu publicul. Se tot aude și de fiecare dată n-am auzit actor care să nu zică domnule, publicul care vine și așa e adevărat. Când simți respirația oamenilor în sală, când îi auzi că se bucură, că nu poți să, tu ai treabă multă, nu poți să fii atent la ei permanent, dar vin valuri de energie de la ei, bucuria lor, ei sunt împreună cu noi, iar la sfârșit când le simți bucuria, Doamne, da, pentru asta trebuie pregătire, nu poți să vii așa cu capul în traistă, trebuie să te pregătești permanent. Într-o lume aproape răsturnată, artiștii refac echilibrul. TNB TV. Vezi ce au de spus artiștii Teatrului Național online.